Bun venit la o nouă emisiune marca înregistrată ziarul știrea.ro. Campania electorală 2024 pentru alegerile locale ne preocupă deoarece până în 9 iunie mai sunt numai 2 luni și ceva. Alături de mine l-am astăzi pe administratorul public al județului Ialomița, domnul Alexandru Potor. Domnul Alexandru Potor candidează din partea PSD pentru primăria municipiului Slobozia. Din această viitoare posibilă postură, l-am invitat să vedem ce ar face cu proiectele care sunt începute și nici gând să fie finalizate în termenul impus de Uniunea Europeană. Bun venit în redacția ziarului Știrea, domnule Potor. Bine v-am găsit și mă bucur că ne reîntâlnim și astăzi. Sărbuna. Deci știți că sunteți candidatul, ați acceptat, vă văd iar iată și la costum, pentru că dumneavoastră fiind administratorul județului vă tot preumblați prin județ pe la lucrările începute și dar nu în costum, să știți, mai, dar nu în costum, să știți că de spun. Obicei nu umblu așa îmbrăcat în... Asta spun. Așadar, mâine, să zicem, ne imaginăm că este 10 iunie, ați fost ales, de fapt sunt două tururi, nu? Da, da. Va fi pe 9? Nu sunt două tururi, dar investirea va fi după septembrie 2024, pentru că mandatele actuale trebuie să continue, și așa e corect, constituțional, până în septembrie 2024. Adică deci octombrie. Ați intra în iunie în exercițiul funcțiunii, nu? Nu, nimeni dintre cei care participă, niciun participant la alegerile locale nu va intra efectiv în funcție după data de 9 iunie. Tot aceste lucruri se vor întâmpla după 27 septembrie, probabil, în momentul în care expiră actualele mandate și de acolo încolo se depune jurământul, se face investirea corespunzătoare cu hotărâre judecătorească. Și bun, așa deci, le-a recrutit asupra acestei date raportată la data alegerilor, dar lăsăm pe altă dată. Este septembrie, aproape octombrie, v-ați instalat în primărie și iată, priviți și dumneavoastră lista de proiecte începute în mandatul predecesorului de acum. Hai să începem cu asta. Că nu sunt începute în mandatul predecesorului. Tocmai asta este lucru foarte important. Proiectele conform înscrisurilor, avem perioada de implementare 27 aprilie, 31 august, iată pe ecran. Asta e un lucru foarte toate important. Toate sunt așa, domnule Potor. Toate sunt perioade de implementare 2020, 2022, 2023, în unele cazuri. Eu altceva vreau să vă întreb. Le vedeți și vedeți că, în realitate, pe teren, ele sunt într-o mare întârziere, iar tic-tac, tic-tac, până la sfârșitul anului dumneavoastră mai aveți 3 luni. Ce faceți? Asta este o mare, mare problemă și nu doar a mea. Oricărei persoane care probabil că ar veni la orice primărie, în momentul în care proiecte de asemenea învergură într-un oraș sau într-o comună care nu sunt finalizate, în condițiile care mai sunt 3 luni până la termenul limită. Termenul limită este 31.12.2024, dar este un termen de extindere, ca să fim foarte clari. De extindere, pentru că unele trebuiau finalizate în august 2022, de exemplu. Conform regulamentului european, eligibilitatea proiectelor este până la 31 decembrie 2023, eligibilitatea cheltuielilor, ca să fiu foarte precis. Da. După 31 decembrie 2023, deci acum 3 luni practic în urmă, toate cheltuielile trec pe bugetul local. Deci practic s-a dat acest an de răgaz pentru proiectele care nu s-au terminat. Și aici e partea foarte complicată și gravă. S-a dat un an de răgaz pentru ca aceste proiecte să fie închise pe bugetul local. Dacă e să luăm, să judecăm corect, ce se vede aici este perioada de implementare efectivă, de construcție. Dar proiectele acestea au fost depuse și au fost câștigate ca finanțări cu mult timp în urmă, în vremea mandatului lui Adrian Mocioniu. Deci, practic, marele avantaj pe care l-a avut actuala administrație este că a avut niște proiecte deja câștigate, nu proiecte care trebuiau să fie depuse, selectate, finanțările și așa mai departe. Partea proastă este că până la 31.12.2023 nu a reușit să închidă toate aceste proiecte. Din informațiile care s-au vehiculat în public, s-a atins un grad de absorbție de aproximativ 76%. Nu contest aceste cifre. La 31.12.2023, îmi pare rău că trebuie să poate ar suna laudă. Pot să spun că echipa de la Consiliul Județean pe care am coordonat-o și împreună cu colegii care am lucrat am atins un grad de absorbție de 98,2%.
Practic, la Consiliul Județean au rămas de plătit din bugetul local după 31 decembrie 2023, aproximativ 1,8%, la Slobozia au rămas de plătit 24% bani din total aceste fonduri, care sunt pe fiecare proiect distribuit în parte. Deci partea gravă este nu numai că nu este timp pentru închiderea acestor proiecte, partea foarte gravă este că pentru a le închide trebuie să ai banii, adică acea diferență de aproape un sfert din valoarea tuturor proiectelor. Și dacă însumați toate proiectele respective și faceți un calcul cât înseamnă un sfert... Sumele sunt colosale, și ca valoare pentru fiecare proiect în parte, că eu le-am citit, mi-am făcut și conspect, cum ziceam noi pe vremuri, și sunt uimită și îndârjită să aflu cât la sută din fiecare proiect este la momentul acesta din start, așa cum arată informațiile care au fost vehiculate de către administrația actuală, probabil aproape un sfert din ele în mod oficial nu au fost trimise către decontare la 31 decembrie 2023. Deci toate sumele de aici, în afara neeligibilităților care probabil că în orice proiect se întâmplă să mai fie constatate de către finanțare, deci din cei 75% care se spune că au fost depuși în mod regulat până la 31 decembrie, practic ne așteptăm mai mult de un sfert în aceste sume să fie suportate de bugetul local. Asta este principala mea îngrijorare, că s-ar putea ca bugetul local al Sloboziei să nu aibă aceste sume. În primul moment în care s-a aprobat bugetul Sloboziei, cred că în ianuarie a fost ședința, am ridicat câteva din aceste probleme, am primit asigurări, cel puțin formal, în ședința respectivă, că lucrurile sunt sub control și că se așteaptă februarie. În 28 februarie a fost un alt termen stipulat de finanțatori, cei care acordă banii, pentru a vedea câți bani se vor întoarce din cei 75% care au fost trimis către decontare. Dar asigurările au fost cel puțin formale că suntem sub control. Dar ne-ar deconta cei 75%, ne-ar deconta și când se face 31 decembrie 2024, dumneavoastră, dacă nu finalizați, dați bani înapoi sau cum? Noi toți dăm bani înapoi dacă nu se termină până la 31 decembrie 2024. Asta înseamnă că cel care va veni la primărie, începând cu septembrie 2020, dacă nu se termină până la 31 decembrie 2024, cel care vine în primărie în septembrie anul acesta trebuie să fie un foarte bun specialist. Trebuie să știe... Există suspiciunea rezonabilă. Cum că actualul primar, Dragoș Soare, este deja în întârziere cu majoritatea proiectelor, dar este posibil ca în astea 3-4 luni câte au mai rămas până în vară sau 5 luni până în septembrie, să nu vrea să facă, să se obintească, să le termine, tocmai ca să vă rămână dumneavoastră, pentru că probabil are ideea că... Nu vreau să cred că actualul primar ar face un asemenea lucru, pentru că ar fi practic o crimă la adresa orașului. Păi ce mizați? Păi atunci de ce până la data de martie 2024 lucrări care trebuiau finalizate în august 2022 nu sunt simplu. Aici vorbim despre nepricepere, neștiință. A fost așa o mare angajare. Au fost prea multe proiecte? Nu, exclus. Nu, proiectele nu au fost multe. Proiectele sunt normale și unele dintre ele sunt chiar proiecte abordabile. Adică nu vorbim de construcția unor zgârie nori, nu vorbim de proiecte complexe care presupun și nu știu ce alte dotări. Să faci asfalt și pavele, ca să spun așa, să le întinzi, este o întreprindere complicată. Nu e un proiect simplu, dar nu este neapărat cel mai dificil proiect pe care ai putea să-l pui în aplicare, dar că nu construiești o fabrică. Cotor. Avem autobuzele electrice, avem pistele de biciclete, cu tot ce înseamnă biciclete. Asta este riscul cel mai mare. Cel puțin două dintre proiecte. Eu vă spun că am solicitat o analiză și am primit la un moment dat o analiză care era foarte îngrijorătoare anul trecut. În cadrul grupului de consilieri PSD deja discutăm să facem o nouă interpelare pe subiectul acesta. Eu monitorizez toate proiectele, dar nu aș vrea să mă exprim public asupra lor, pentru că într-adevăr, este rolul, până la urmă, a actualei administrații să facă tot efortul, câte luni de mandat are până în perioada ce urmează, să le ducă până la capăt. Eu nu cred, sper să nu facă această nenorocire pentru oraș și să încerce să le îngroape doar de dragul de a spune: a, vedeți că nici voi nu le-ați terminat. În condițiile în care administrația Moccioniu a
obținut finanțarea în 2019 pentru aceste proiecte. Practic, ele au fost puse, primite pe tavă. Să treacă 4 ani de zile și nu reușești să le îndeplinești în termenele de care le-ați prezentat, e destul de rușinos. Colegul Victor Ghinea le derulează fix de pe site-ul primăriei. Adică mi-e greu să înțeleg, ca jurnalist cu atâția ani vechime, că tu, primarul Dragoș Soare, nu iei, nu zic în fiecare zi, dar măcar o dată pe săptămână lista aceasta și să zici, bă, ia să vedem care mai este stadiul. Dumneavoastră, ca și consilier local, știți ce înseamnă sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative cu o valoare de 135 de miliarde de lei, de exemplu? Vă întreb așa. Da. Proiectul este, da, e proiectul. Proiectul este chestie cu camere de luat vedere sau ce, că nici eu nu deslușesc dincolo de această titulatură pompoasă. Tot ceea ce înseamnă intervenție pe zona de trafic, că este șosea, că este folosire de generare de, așa cum spuneați, semafoare inteligente, montare de stații de autobuz care ar trebui să fie, apropo, din câte înțeleg, ar trebui să fie dotate cu sisteme acestea moderne, încărcare Wi-Fi, sisteme de avertizare și, de fapt, de informare a călătorilor. N-am văzut că aceste stații de autobuz să aibă această dotare. Știți de ce vă întreb? Pentru că oamenii ca mine spun așa, domnule, nu cumva e o furăciune, fiindcă tot ce spuneți dumneavoastră, avem distinct proiecte și avem acest proiect, mi-a picat pe el pentru că nu-l înțeleg, în care scrie reducerea poluării. Deci reducerea sistem poluării inteligent. Este... Păi, reducerea poluării este luată în calcul atunci când se folosesc, de exemplu, autobuze electrice. Păi avem proiect pentru autobuze electrice, separat, cu alte zeci de miliarde. Asta e problema acestui sistem de proiect. Nu vreau să vorbesc subiectul ăsta, dar acum o să vă spun. Eu am să vă rog. Din punctul meu de vedere, a fost tot ceea ce investiție treia să fie făcută sub acest imperiu al reducerii poluării în municipiul Slobozia, a fost parte pe mai multe proiecte. Partea proastă că spargea pe diferite proiecte în cadrul finanțării europene conduce la următoarea problemă. Dacă unul dintre aceste proiecte pică din motive X, exact. De fapt, ăsta este al treilea lucru foarte grav. Sunt întârzierea tehnică din punct de vedere a constructorilor. 2. Pericolul să nu avem cash flow să acoperim 24-25% pentru că nu ai bani ăștia, că sunt niște sume colosale. Și al treilea lucru este legat de interconectarea acestor proiecte. Dacă un proiect nu se realizează, nu își atinge indicatorii, afectează toate celelalte proiecte și practic poți să dai bani înapoi la finalul perioadei 31 decembrie 2024, cea de păsuire. Deci practic astea sunt cele trei lucruri, că tot am, ca să rezum, da. Care e istoria și de fapt ce trebuie să facă administrația în perioada următoare, trebuie să rezolve aceste trei provocări majore. Fiecare în parte poate fi descompusă pe sarcini, pe monitorizări, pe ceea ce trebuie să facă fiecare compartiment al primăriei, ce trebuie să facă constructorii, cum pot fi sprijiniți ca ei să ducă la final proiecte, în așa fel încât, din punct de vedere tehnic, să se închidă. Vreau să atrag atenția că faptul că un constructor spune că a terminat un proiect nu este finalul. Un proiect este terminat când este recepționat. Recepția înseamnă că sunt mult mai multe etape care trebuie să fie depășite în relație cu Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul de Situații de Urgență. Toate aceste instituții care la rândul lor vin și supervizează și îți pot indica faptul că proiectul tău trebuie să fie modificat, trebuie să fie updatat, mai sunt multe lucruri de făcut. Deci, din punctul meu de vedere, un proiect nu este final. Să nu credeți că dacă 31 decembrie constructorul a spus gata, eu nu mai pun nicio lingură de mortar, proiectul ăla nu este terminat, proiectul nu este recepționat. Deci, trebuie dat timpul înapoi, e nevoie de niște hotărâri de Consiliu Local care să consfințească valoarea definitivă a proiectului, în funcție de această valoare să plătești taxele la ISC. Dacă nu se plătesc taxele la ISC, nu poți să ai recepție finală. Deci e o întreagă bucătărie. Nu ne cantonăm foarte mult Ăsta este un lucru foarte, e foarte important. Al doilea, că vorbeam de prima componentă, prima cutie mare pe proiectele astea, tehnic. Al doilea lucru, de unde ai bani? Că trebuie să fim foarte clari, să știm că nu se vor încheia proiectele fără să fie făcute plățile. Constructorii nu vor da clearance-ul, nu vor închide proiectul până când nu primesc banii. Deci, în momentul ăla,
administratorii orașului trebuie să știe foarte clar de unde dau 24% din aceste proiecte. Și vorbim de sute de milioane de lei. Sunt 16 proiecte. Din cele 16 proiecte pe care eu le-am parcurs și am intrat și un picuț în meandrele concretului, doar unul, Roșelul Copiilor, Roșelul Copiilor, care nici ăla n-arată de 45 de miliarde, să mă ierte Dumnezeu. Dar, domnule Potur, s-ar putea cele să, 16... Sunt 11. De exemplu, ultimul pe care... Eu am numărat 16. Cum ați ajuns? Dacă mergeți mai jos, cel puțin unul între ele, am văzut, este finanțat prin PNRR. Deci, practic, nu ar trebui să se încheie acum. Cred că ultimul pe care îl vizați... Ok, să poate să mă înșelu. Dar am văzut cumva printre ele, am văzut, am văzut casa municipală. Da, deci e finanțat prin Plan Național de Reziliență și prin PNRR nu există limita de 31 decembrie 2024. Deci ați zice că 11 din 16 expuse în site-ul primăriei ar fi cu probleme. Ar trebui să se închidă la 31.12.2024. Acesta, Orășelul Copiilor pe care îl indicați, într-adevăr am văzut că are lucrurile, adică înțeleg că este finalizat. Consilierilor locali nu s-au pus la dispoziție, aceste documente de finalizare. Probabil, credem pe cuvânt că s-au întâmplat. Dar n-ar trebui să existe un listing așa al procesului verbal cu tot ce înseamnă recepția, pentru ar trebui să fie pe, bine, consilierii locali care, și dumneavoastră sunteți consilier local, ar fi trebuit de la început să vă gândiți, domnule, pe ce dăm noi 45 de miliarde acolo? Că orice om care intră în Orășelul Copiilor rămâne uimit de precaritatea dotării. Știți ce mă impresionează pe mine negativ? Este că în documentații, dar eu nu sunt entitate de control și nu e cazul să mă pronunț eu. În documentație apar, o să punem niște plante, niște copaci, niște arbori. În fotografii apar foarte frumoși. Când mergi pe teren, sunt foarte mici. Adică e diferență spectaculoasă între fotografiile care apar în studiul de fezabilitate sau în proiectul tehnic. Și vezi înainte să încheiem acest prim subiect, am să vă atrag atenția asupra faptului că ieri am postat pe site-ul ziarului Știrea o scurtă filmare de la ceea ce o să devină ștrandul municipal al acestei urbe. Ei bine, ce mă deranjează este că în 25 de ani de presă n-am văzut proiect în care suma să fie una și ce plusme, adică acele construcții plus montaj să fie doar jumătate, restul însemnând birocrație, hârțogărie, SF-uri, etc. Și am să vă rog să pritociți asupra acestui subiect, de fapt a tuturor proiectelor neimplementate până la data aceasta. Eu aș vrea totuși să, înainte de a închide, să mă întorc la un subiect apropo de întârziere. Am întrebat și eu, așa, într-un mod informal, de ce nu se închid unele dintre proiecte? Unele dintre proiecte nu se închid pentru că, din păcate, au fost gândite prost și au fost executate și mai prost. Și cel mai elocvent caz este felul în care a fost reabilitată calea de rulare de pe Matei Basarab. Este vorba de faptul că avem pistele de biciclete puse pe calea de rulare. Există să spunem așa, un folclor. Da, tot dumneavoastră a spus adineauri că este proiectul lui Mocioniu. Ascultați-mă să până la capăt. Da, ascultați-mă, și să spunem că e prost proiectul lui Mocioniu. Dar eu am spus că au fost gândite prost și au executate și mai prost. Am fost foarte precis. Da. De ce mă refer? Că dacă un proiect este prost gândit într-o primă fază, el poate fi corectat în implementare. Pentru că vreau să fiu cât se poate de clar către toți cei care privesc această emisiune. Proiectele europene se pot modifica. Cine spune că un proiect european nu poate fi modificat pentru că e finanțat din sursă a bugetului Uniunii, minte cu absolută nerușinare. Proiectele cu finanțare europeană se pot modifica. Deci, practic, dacă tu vezi că un proiect a fost gândit prost și până la urmă asta a fost gândirea inițială în momentul în care Adi Mocioniu a generat acel proiect. Că putea proiect. Să facă pistele de biciclete desenate pe trotuar. Exact. Asta este toată povestea. Da. De aici încolo începe saga și toată povestea Matei Basarab. Din pricina poziționării acolo a acestor piste de biciclete,
Urmează îndepărtarea mașinilor de pe Matei Basara, pentru că pe acele piste de biciclete nu se va parca. După cum ați văzut în zona Bulevardului Unirii, sunt amplasate niște, le zic eu morcovi, dar se numesc bolarzi. Da. Niște elemente de semnalizare rutieră verticală, bolarzi care împiedică parcarea pe acele piste de biciclete. Practic, se întârzie toată lucrarea cu Matei Basarab și finalizarea pentru că se dorește să se ascunde faptul că s-a executat foarte prost proiectul care putea fi corectat. Putea fi corectat în fază de execuție fără nicio problemă. Spun asta din experiență proprie pentru că toate proiectele pe care le-am avut în implementare... Și atunci cum vă explicați? Necunoaștere, lipsă de interes și poate un pic de lipsă de prevedere pentru că chestiunea asta nu putea să fie, să zic așa, cred că cineva i-a spus celui care conduce în momentul de față primăria, dom'le, vezi că va trebui să îndepărtăm mașinile de pe Matei Basarab. În momentul în care dar chiar Sorea a spus public chestia asta, că nu vor mai circula mașinile pe Matei Basarab decât probabil salvarea pompierii, etc. Problema pe care o avem la fel de complicată este legată de faptul că toate cele mașini trebuie să meargă către niște locuri de parcare. În momentul de față sunt foarte aglomerate mașinile. Am venit către dumneavoastră și am parcat într-o parcare adiacentă unui bloc. M-am uitat foarte clar că spune că este ocupare exclusivă între ora 17 și ora 7 dimineața. Deci sunt în cadrul legal, da? În legalitate. Dar așa de strânse sunt făcute parcările și liniile încât cred că cu mare greutate. Mașinile ar trebui să fie, sunt băgate literalmente unele între altele. Asta nu înseamnă că am făcut locuri de parcare. Deci, practic, ce se va întâmpla? În momentul în care proiectul va trebui dus la cap, și asta e, cum să spun, părerea mea de rău, că se evită această și se trage de timp, tocmai pentru a nu se demonstra că totuși s-a implementat prost acest proiect pe Matei Basarab, care este, cum să zic, nava amirală a realizărilor actualei administrații, dar este atât de nociv felul în care a fost implementat, încât eu sunt absolut convins că oamenii o să înjure după ce se va finaliza, pentru că 800 de mașini vor trebui să ajungă între blocuri. Ce facem noi cu 800 de mașini? Unde le punem? Am văzut că soluția care s-a adaptat în momentul de față este distrugerea locurilor de joacă pentru copii. De fapt, asta este tragedia cea mai mare, că ai niște proiecte, ai o finanțare de mult timp obținută, din 2019 practic, ai avut timp să modifici proiectul. Și vă spun din experiență, toate proiectele pe care le-am implementat în cadrul Consiliului Județean cu fonduri europene, le-am modificat. Am discutat cu proiectanții, am discutat cu diriginții de șantier, cu verificatorii, am dat dispoziție de șantier în urma unei note de constatare, așa cum se face legal. A fost notificată această modificare către ADR, finanțatorul. A mai presupus altă cheltuială? Nu. În cadrul bugetului s-au întâmplat. Dacă a fost vreo cheltuială suplimentară, a fost supusă unei hotărâri de Consiliul Țean, așa cum și noi în Consiliul Local am votat, că au fost și în cadrul acestor proiecte suplimentări, și s-a modificat proiectul. Deci, practic, ideea că nu poți să modifici un proiect cu finanțare europeană este un nonsens. Partea cea mai gravă este că nu a existat interes pentru a corecta problema cu Matei Basarab. Distrugerea parcurilor și distrugerea locurilor de joacă pentru copii nu este o soluție pentru a trimite mașinile. Mai ales că avem spații, terenuri. E maidanul acela de lângă poliția locală. Exact. În zona Răzoare este, da? o suprafață foarte importantă. Așa de 10 ani și lui Mocioniu îi atrăgeam atenția când era primar. Nu numai acolo. Mai sunt și alte locuri. În mod clar vor trebui create niște parcări generoase în care mașinile să fie poziționate. Dar ce te faci cu românul care vrea parcarea, să-și parcheze mașina cât mai aproape de bloc? El nu vrea să-și parcheze mașina supraetajat, cine știe la cât te sunt. Prima problemă care trebuia rezolvată, trebuia modificat proiectul. Punct. Ăsta este lucrul care trebuia să întâmple. În momentul de față suntem în situație în care proiectul nu a fost modificat și a trecut termenul de 31 decembrie 2023 în care practic se putea face această chestiune. Noi practic am văzut, suntem în păsuire cu proiectele, așa cum spuneați foarte bine. Mai avem un an, dar din anul ăla nu mai avem tot, că au trecut deja 3 luni. Se apropie să intrăm în aprilie. În păsuire, practic, nu mai e ce să modifici. Asta este situația. Numai că trebuie să termin cât mai repede proiectele ca să nu le afectezi pe toate celelalte. Deci, practic, singura soluție pe care o avem este să finalizăm, pe de o parte,
ce locuri de parcare sau ce facilități de parcare ar putea să fie puse în funcțiune în momentul de față și să mai creăm și alte parcări, dar nu distrugând parcurile copiilor, locurile de joacă, pentru că în momentul de față s-a distrus un loc de joacă în spate la Azur, în zona aceea, și din păcate sunt foarte... Acum, domnule Pător, să mă eternez. Știți, eu sunt, mă străduiesc sunteți să fiu bunică, un om corect. Sunteți bunică. Știți că, exact, știți că da, copiii da. Au nevoie de loc de joacă. Dar românii trebuie să și înțeleagă că nu putem să facem la fiecare scară de bloc câte un loc de joacă. Pentru că cei de la 160 din spate au peste stradă orășelul copiilor pentru Dumnezeu. Adică să fim corecți, să analizăm de la caz la caz și să nu zicem, domne, se distrug toate locurile de joacă. Unele chiar trebuie distruse. De ce? Ca să putem să facem parcări, că și mașinile și copiii sunt ale acelorași oameni. Când ai copil, cum suntem și noi, da, cu toți, eu cu trei... Dar scoate-l la plimbare și du-l peste stradă. Da, îl scoți la plimbare, dar dacă mama e singură acasă și tatăl trebuie să ducă la muncă, că trebuie să ducă la muncă, mama vrea să-l supravegheze pe copil în apropierea locului. Nu din balcon. Noi eram mici, Victor... La tipografie s-a făcut scandal că s-a distrus locul de joacă. Cât este până în parc la catedrală să te duci cu copilul și iei și tu o gură de oxigen? Adică eu nu sunt avocatul diavolului în cazul de față, Dragoș Soare. Nu? Nu este diavol, da. Și nu, nu am de ferește. Da, mi-asum, eu n-am CNA. N-avem CNA. Asta zic, n-am CNA. Eu sunt împotriva ideii de a transforma locurile de joacă în parcări. Trebuie să găsim soluții, să modificăm proiectele, că de fapt asta e pledoaria mea. Trebuie să modificăm proiectul, să nu ajungem să scoatem 800 de locuri de pe Matei Basarab. Și aici spuneam de la caz la caz, știți? Da, asta este. Bun. Acum că am lămurit problema aceasta stringentă pe ordinea mea de zi. Nu e lămurită. Am lămurit-o din punctul de vedere că ați mai luat o dată la cunoștință, veți spune oamenii să verifice, veți discuta pe ultima 100 de metri în Consiliul deja, Local. Deja, vă spun cu maximă sinceritate. Ce-ar fi să o introduceți la diverse, zic, această problemă? Nu e de introdus la diverse, este de discutat. Am așteptat să trec așa să spunem, finalul lunii februarie, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere procedural, anumite chestiuni trebuiau să se închidă în februarie. Acum e prima ședință de Consiliu Local în martie, de când s-a închis termenul acela de 28 februarie, în care trebuia să se spună ADR-ul. Da, pe 28. Și bineînțeles că voi aborda și acest subiect, o să îi rog pe colegii din primărie să ne spună care este statusul real al proiectelor, absorpția finanțărilor pe care o avem în curs și bineînțeles care sunt riscurile pe care le întrevăd. Cel puțin două dintre proiectele de aici, dacă nu mă înșel, sunt foarte întârziate pentru că au fost blocate cu diverse proceduri și așa mai departe. Și acela... Puteți spune că... Este acel proiect de închiriere a bicicletelor, care are valoare de vreo 7 milioane, dacă nu mă înșel, dacă l-aveți aici. Da. Acela cel puțin a fost blocat și nu am primit, adică nu am un status real în momentul de față dacă... Rețea integrată, piste, biciclete? Nu. Dar e alt proiect, 4 milioane și asta. Nu, este un proiect de 7 milioane legat de partea asta de închiriere, de biciclete și... Uitați acesta, sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate, 7,9 milioane. 80 de miliarde asta este... Dumneavoastră, nu, chiar... Eu nu pot să înțeleg și sunt un om care vehiculează cu ceva bănișori față de mărițeia care au stat. Dar dumneavoastră realizați că proiectul ăsta în integralitate este pe bugetul local? Pentru că e după 31-12-2020. Asta spuneam. Adică închirierea bicicletelor scrie negru pe alb. 80 de miliarde? Facem noi un sistem alternativ? Și ce? Vine o firmă și aduce bicicletele, le cumpărăm noi din proiectul ăsta? Cum? Deci... E atât de ascunsă. Partea cea mai gravă este că îl plătim din bugetul local. Da. Să ajungi să plătești aproape 80 de miliarde din bugetul local pentru un sistem alternativ de mobilitate cu stații automate închirierea bicicletelor. În condițiile în care citesc alt proiect. Rețea integrată piste bicicletă. Cu perioadă de implementare 2020 martie-august 2022. Valoare 4 milioane. 40 de miliarde. Adăugate la astea 80 de miliarde, după matematica mea sunt 120 de miliarde de lei vechi, ca să
să se plimbe cu bicicleta câți slobozeni? Dumnezeule mare! Și am dat și mașinile la o parte din calea lor. Adică suntem sănătoși cu creierii capului? Că mai sunt și creierii munților de azi. Eu nu încurajez mersul pe jos, încurajez mersul cu bicicleta. Și eu. Suntem da? Civilizați. Și adică nu e o chestie totuși, că nu vrem să spunem că lucrurile astea nu sunt în regulă. Aș fi văzut ca un efort de trecere la un sistem alternativ, mai puțin poluant, de bine aceste proiecte, cu o singură condiție. Să nu trebuie să le plătim la sumele astea colosale din bugetul local. Pentru că, repet, acel proiect cu sistem de închiriere, ăla a rămas efectiv pe bugetul local. El nu este, cred că nu e, nici măcar 5% nu este... Că parcă centrul multifuncțional de la Bora de 23 de miliarde stă mai bine. Sau parcă... liceul Eminescu cu 21 de milioane, adică 210 miliarde de lei ca să se facă un internat, stă mai bine din punct de vedere al transparenței. Câți elevi vom interna acolo, ca să zic așa? Da? Nu am date de aceea exacte. Există suspiciunea și în mintea jurnaliștilor, dar și în mintea cetățenilor, că undeva cineva câștigă al naibii de bine făcând fentele astea. Fente care, după câțiva ani, se demonstrează că n-au fost viabile. A, păi stai mă, că nu prea avem elevi pe care să-i cazăm în internatul de 210 publică, miliarde de lei. Autoritatea publică locală trebuie să fie foarte transparentă și să spună foarte clar și a făcut cu banii. Și rețineți, clădirea la internatul ăla este, ea există. Ce îi faci cu 210 miliarde? Haideți să spun în felul următor. Da? Propunerea pentru finalizarea parcării din Piața Revoluției, care a fost prezentată în Consiliul Local, dacă mi-a rugat bine aminte, de la stadiu actual, presupune o cheltuială de mai mult de vreo 180 de miliarde lei vechi. Ceea ce mie mi se pare o chestiune absolut colosală. E ceva care nu poate să... practic să mai cheltuim încă 180 de miliarde pentru ceea ce este acolo în Piața Revoluției. În condițiile în care e horror Piața Revoluției și Evoluției chiar. Trebuie să recunosc că unul dintre obiectivele viitoare, și sper să fie așa cum am spus, din momentul în care voi deveni primar după 9 iunie și sper să cetățenii să-mi acorde votul, este ca accesul în acea parcare să fie făcută cu lift de mașini. Uitați, acesta este un lift de mașini. Este foarte civilizat. Cred că este, nu se vede, dar da. Se găsește în deci marile... aveți un proiect pe care îl știți implementat în altă un lift de mașini este cât e studioul noastră de aici. Practic intră o mașină, nu trebuie să faci tunele, nu trebuie să faci rampe, nu trebuie să faci și alte nenorociri, nu costă 180 de miliarde, probabil că costă în jur de e o sumă mare, 500 de mii sau 300 de mii, nu știu acum să vă spun o cifră, dar este de 20 de ori mai puțin decât să presupunem momentul de față și închizi proiectul acela. 98 de locuri de parcare, că sunt multe, că sunt puține, cât sunt în parcarea aceea din fața Pieței Revoluției, se puteau rezolva foarte simplu într-un termen de implementare de 3-4 luni, pentru că să instalezi un asemenea lift de mașini, repet, nu este ceva, de-aia am arătat fotografia, nu e ceva SF. Sunt lucruri care există în România, sunt vreo 4-5 furnizori, adică poți să alegi într-o procedură de licitație publică doar să vrei să termini proiectul. Dacă vrei să cheltui 180 de miliarde sau 200 de miliarde sau cât o fi propunerea pentru a face acel tunel care coboară de pe lângă Sala Europa, între Sala Europa și... De la Episcopie, nu? Dinspre Episcopie. Nu, deci, practic da. Cu viraj la stânga e varianta de lucru care va bloca oricum și traficul dinspre Episcopie și dinspre Odobescu, dinspre poliție. Asta este o soluție total nepractică. Oricum, după 4 ani... Da, n-a fost aprobată. Sau e... În primul rând că nu sunt bani. În primul rând că nu sunt bani. 100, mai aproape de 200 de miliarde de lei vechi. Dar ea a fost ceva. Pusă pe ordinea de zi? Nu, a fost propusă de către primar această soluție. Da. Eu nu, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie implementată și unul dintre primii pași pe care când pot să-i fac... Când a fost propusă? Cred că în 2021. A, bun. Dar din 2021 până acum nu s-a mișcat nimic. Problema cu acea infrastructură din fața primăriei a rămas tot nerezolvată.
deși s-a promis în campanie că se va rezolva. Eu vă spun că această soluție, și am discutat și cu specialiști care mi-au zis, bune, asta e un lift care ridică pe 12 metri, o clădire de 5 etaje poate să se ridice mașina, că nu e o problemă. Acolo nu sunt 12 metri, sunt 4 metri, 5 metri cât trebuie să coboare o mașină ca să aibă acces în acea parcare. Cum funcționează? Cu semafor. Intri în incinta liftului, coboară mașina, intri în parcare și... A, că nu o să intri cu foarte mare viteză. Dar nu cred că trebuie să intri ca la raliu în parcarea de sub Piața Revoluției. Dar vă dați seama ce ar însemna cât salariați are primăria? Că ăștia sunt în subteranul ăla. Ca să nu mai spunem că e pentru popor. Bă, parcarea aceea este pentru primărie, pentru că, iată, Consiliul Județean s-a și mutat de acolo, a mai rămas doar pe... Durerea mea este că rămânem cu niște locuri de parcare care ar trebui utilizate și care nu sunt astăzi utilizate, că avem un Matei Basarab care va trebui să exporte, am zis, sute de mașini între blocuri și ar putea să ducă acolo, că avem o soluție tehnică care a fost propusă de către actuala administrație, care e foarte costisitoare și bine că n-au implementat-o până acum pentru că e o oroare, că există soluții tehnice în România, în momentul de față, foarte elegante, ca să poți să închizi proiectul ăla, să nu mai ai groapa aia din fața primăriei, pentru că dacă ați văzut, în fața primăriei este închis cu niște garduri și cu niște meșuri, să nu se vadă un dita mai gropan. Cu niște plasă, că ăla nici gard. Așa, ce este acolo? Puteau să facă un gard. Toată povestea de acolo se poate rezolva în 3 luni. 3 luni în care poți să instalezi chestiunea asta de aici. Păi și atunci, okay, domnule Popă, de ce nu s-a făcut? Consilier local fiind, de ce nu-i spuneți asta joi în ședință primarului care este Dragoș Soare și să-i zici, bă băiete, până când vin alegerile să termin? Că uite, am eu aici o fotografie cu un lift. Din punctul meu de vedere, aceste informații existau de mult la nivelul primăriei. De mult. Am făcut propuneri în calitate de consilier local și o să vreau să vorbesc la un moment dat, poate că nu e timp acum. Eu am înregistrat propuneri în calitate de consilier, adică să nu se, și alături de colegii mei, adică nu, chiar n-am stat degeaba. Propuneri care au fost ignorate în totalitate de actuala administrație. Am număr de înregistrare, adică la momentul în care vom discuta vorbiți despre subiectul ăla, uite spune. Ce este documentul. Asta a fost propunerea noastră, propunere care nu a fost implementată de către administrație, deși existau avertizmente legale, erau cereri cetățenilor și așa mai departe. În mod particular, ca să vă spun despre ce e vorba, am avut inițiativă la nivelul primăriei pentru a face 3 investiții. 1. Să schimbăm, să instalăm o stație de tratare a apei cu cărbune activ, care era dată obligatoriu prin programul de măsuri al DSP. Să modernizăm stația de clorinare, pentru că este depășită și vom vorbi la un moment dat, pot să povestim subiectul ăsta, și să înlocuim conductele de metal care sunt încă în rețea, care strică calitatea apei. Deci avem această inițiativă legislativă de hotărâre de consiliu local, e înregistrată, este cam propunerea. Cam când ați făcut propunerea asta? 29.06.2022. Deci acum 2 ani. Și de ce? Pentru ce? Aveți o experiență, deci, și ca om și ca politician? Numărul de înregistrare cred că este vreo 70.260, că țin minte că am documentul. Da, avem timp să povestim despre subiectul ăsta, da? Deci e cu înregistrare, este cu justificare, este din partea unui grup de consilieri locali. Privește o problemă de maximă importanță, nu este făcută în campanie, n-a fost făcută în campanie, că acum s-ar spune, domnule, vrei să-mi vii tu să-mi povestești despre parcare că ești și în campanie. Nu. Și ai propus-o alaltă ieri când... Nu, este făcută în 2022 pe baza unor avertizmente foarte clare care au venit din partea Autorității Sănătate Publică, cereri ale cetățenilor, rapoarte care există și pe care cu mare plăcere o să vi le pun la dispoziție. Deci, pe probleme foarte grave, cum e apă, cum este partea de canalizare, parcă și așa mai departe, noi am avut, să spunem așa, ca și consilieri, inițiativă, faptul că inițiativa asta a fost ignorată și că... Da, nu erați în tandem PNL cu PSD în Consiliul Local? Adică dacă nici atunci ce nu înseamnă, v-ați înțeles? Ce înseamnă tandem? Coaliție, alianță, ce consilierii PSD, consilierii PSD cu bună credință au votat toate hotărârile care au fost propuse, tocmai în ideea de a nu se spune că noi am blocat. Proiectele astea n-au ajuns în stadiu ăsta pentru că le-au blocat consilierii PSD. Tocmai ăsta e motivul și mă bucur că în mod responsabil toți consilierii, pentru orice solicitare a fost legată de proiecte, de modificări, de toate birocrația care e acolo, scris. Le-am votat și se poate verifica în toate procesele verbale. Deci faptul că sunt așa în stadiul ăsta proiectele, este strict vina administrației actuale.
Nu este vina nimănui altcineva. Noi ne-am făcut datoria. Dacă era un singur vot împotrivă pe toate aceste proiecte sau pe alte inițiative, probabil că ați putut să spuneți, poate dumneavoastră sau cetățenii, voi ați fost niște tâmpiți, ați blocat proiectele primăriei, știți ce se întâmplă. Nu, n-am blocat niciun proiect, am votat absolut responsabil tot ceea ce a fost propus. Toma, în ideea că trebuie să meargă mai departe proiectele orașului. Și atunci de aici probabil că a venit această impresie de care spuneți dumneavoastră că a fost o, să spunem, cumva o cooperare. A fost o cooperare civilizată și mi-aș dori ca, într-adevăr, consilierii, în momentul în care se propune un proiect care vizează viața comunității, să nu spună din motive politicianiste, nu-ți votez că tu ești din alt partid. Ceea ce ziceți că ați făcut dumneavoastră mandatul ăsta. Cum noi am făcut de bună credință, dar când noi am făcut o propunere de inițiativă de hotărâre de Consiliu Local, noi am primit, cum să zic, o palmă peste față. Asta a fost, cum să zic, cooperare. Dacă mi se pare că asta este cooperare... Domnule candidat Alexandru Potor, sunteți tatăl a trei copilași, să vă trăiască. Să rămâne, mulțumesc mult. Spuneți-mi, dumneavoastră, vă place orașul în care trăim? Nu-mi place o anumită parte către care merge orașul, faptul că tendința e tot mai mare să înlocuim cu betoane spațiile verzi, să tăiem tot mai mulți arbori, să, cum să zic, chelim și să urâțim orașul. Eu sunt aici pe poziție de contrarietate cu doamna Ghinea vis-a-vis de gardurile vii. Părerea mea este că gardurile vii trebuie să fie curățate, trebuie să fie îngrijite, așa cum se întâmplă în alte țări. Ziceți înlocuite, că alea nu mai erau de curățat. Înlocuite, bineînțeles. La înlocuite, mă referam și eu când am cerut înlocuite, dar în niciun caz nu trebuie să lăsăm totul ras și să... Ok, e în regulă, gazonul este bun, n-am nicio problemă. Așa trebuie să fie. Că în Germania nu există să garduri vii în marile landuri, de exemplu. Nu există. Că eu am făcut în Amărâtul ăla de Năvodari, care nu e mai mare decât Slobozia, nu există gardiu. Au pus gazon și sigur să punem niște arbuști, să punem niște flori ornamentale de dimensiune mare. Mergem într-un alt... Asta ca să nu zică lumea că nu vreau să scot într-un alt, mergem într-un alt sector. Da. Am tăiat gardurile vii și vedem toate blocurile jupuite și nereabilitate energetic. De ce Slobozia cu... Dar putem vorbi cu alt moment. Sigur. Cu o alocare dedicată în PNR, că tot vorbim de proiect. Că s-au scos gardurile vii și a rămas urățenia în toată splendoarea ei la vedere. Nu e vina Ionică Ghinea, domnule. Doamne ferește, n-am zis asta. Eu militez pentru verde. Uitați, sunt și îmbrăcată în verde. Nu sunt îmbrăcată în verde, dar eu sunt foarte... Să nu fie uscăciune, știți ce zic? Eu sunt foarte, foarte îndrăgostit de natură, de tot ce înseamnă de viu. Deci cei trei copilași ai dumneavoastră nu vii duceți în mall la Constanța, la București, niciodată, ca să se distreze. Nu îi duceți nici în Cismigiu, îi duceți aici în orășelul copilor, zic. Unde se dimerește și mulțumesc domnului că soția mea este o înțelegătoare și face lucrul ăsta, că într-adevăr ea este cea care este cea, se ocupă îndeaproape de păi și soția dumneavoastră ce zice? Să se ducă numai dimineață în zori și seara pe răcoare? Că ziua nu se poate duce în orășelul copiilor fără umbreluțe la copilaș. Și cum să joacă acel copilaș cu umbreluța așa, ținând-o cu mână? Știți, apropo, făcând, cum a zis dumneavoastră, avocatul, ca să nu îi pronunțăm numele, poate ca cei pomișori o să crească, dar până când o să crească... Bun, în următorii 10 ani, cu siguranță o să crească. Asta e lucrul care pe mine mă supără, că se taie arbori foarte impozanți, arbori mari. Dar mie mi se pare că unii se taie așa, fără o logică. Dom'le, trebuie să îi înlocuim. Și în loc nu rămâne mai nimic. Adică n-am văzut că se înlocuiesc, nu există... Directorul Roșcavar contrazice. El ar spune și mi-a spus și mi-a declarat că am întrebat și eu unii arbori, pomii, copaci s-au îndoit la viscole, alții s-au înclinat ei spre soare și erau strâmbi și riscau să cadă, alții s-au găunoșit pentru că erau bătrâni. Adică eu nu cred că un director ar tăia un pom bun ca să ce? Să facă surcele din strunchi? Deci, că nu înțeleg. Rezultatul este că avem un oraș mai puțin verde. Asta e adevărat. Avem un oraș în care praful e omniprezent pentru că toate șantierele astea au durat 4 ani și continuă. Că uite, asta este situația. În loc să se termine într-un an jumate, 2 ani de zile. Și încă nu avem o măsurătoare ca APM.
această agenție care ar trebui să dispară, ori rămâne Garda, ori rămâne APM, Agenția pentru Protecția Mediului, au scos din funcțiune măsurătoarea aceea din fața Consiliului Județean, de la 3 ceasurile, știți? Ca să nu se mai vadă pe ecran mare câte particule în suspensie au fost din cauza lucrărilor ăstora. Deci lucrările întinse pe foarte, în perioadă foarte mare de timp, este clar că vor genera disconfort. Nu, trebuie ținut din scurt toată povestea asta și trebuie să ai și știința cum să faci, să comprim termenele și să rezolvi toate. Și dacă încep de peste tot, normal că faci ca la nebuni. În țările civilizate se începe, se merge gradual, se acoperă, se fac garduri, se pun pânze, să nu... Deci, sufere cetățeanul, perioada, trecător, uitați cum aveți, 19 martie 2020, 31 august 2022, rețea integrată de piste bicicletă. Acolo este un grafic de execuție care trebuie respectat. Acel grafic nu a fost respectat. Și atunci, ca multe altele. Domnule Potor, timpul trece nemilos. Pe ultima sută de metri pentru emisiunea de astăzi l-aș întreba ca administrator public al județului, care este cea mai recentă realizare a Consiliului Județean Ialomița? Cea mai recentă realizare este finalizarea spitalicească, m-ar interesa. Mai ales spitalicească. Că și acolo parcă s-a depășit termenul, nu? Cea mai mare realizare este că ambulatoriul de specialitate este gata și e gata cumva de ceva timp. Avem discuții cu inspectoratul de situație de urgență pentru finalizarea documentațiilor pe parte de, să zic așa, siguranță la incendiu. Au solicitat un număr de hidranți, s-au făcut verificări. Vă spun punctual ce se întâmplă în ultimele zile. Se fac verificări la hidranții. Sunt 5 hidranți în interiorul spitalului, 5 hidranți în rețeaua publică. Ca acești hidranți să genereze volumul de apă pe secundă necesar, trebuie să existe niște teste, trebuie să se asigure că grupul de pompare, că rezerva de apă este corespunzătoare. Am primit informația de la colegi că suntem în direcția bună și că se ating parametrii care sunt solicitați de ISU. Deci, practic, ultimul, să spunem, impediment care trebuia să fie, nu impediment, ultima verificare, ca să fiu foarte clar. Înainte de a proceda la recepția, etapa de recepție finală a lucrărilor, noi facem niște verificări cu toate instituțiile care sunt implicate. Și așa trebuie să facă orice gestionar de proiecte responsabil. Cheamă ISU să-și dea cu părerea, domnule, nu în ziua în care suntem la recepție îmi spui că, uite, nu-ți funcționează hidrantul X. În avans. Bine, ISU face un raport de control, face un proces verbal. Pe baza procesului verbal, dacă este cazul, se modifică proiectul, scenariul la incendiu, se întâmplă mai multe lucruri și de acolo încolo, cu documentele finalizate și cu știința ISU, se procedează la recepția finală a respectivei clădiri. Tot de asemenea, s-au livrat pe partea de bloc operator foarte multe echipamente medicale care trebuie să fie instalate acolo. Se înaintează în rit susținut, cred că a ajuns undeva la 90% partea de construcție pe bloc operator și mă bucur foarte mult că practic se întrevede finalizarea acestui proiect. El are termen prin finanțare până la finalul 2024. Dar fiind la 90% partea de construcție și acele echipamente de care spuneam, partea de dotare medicală în proces de livrare, suntem foarte bine, zic eu, pentru că practic lucrurile se vor încadra în termen. Eu personal mi-aș fi dorit ca să fie un proiect executat înainte de finalul 2024 și nu din motive de campanie electorală, pur și simplu pentru că Slobozia merită un centru de realizare a operațiilor, acest bloc operator complex, 8 săli de operații, 21 de paturi de ATI, spitalizarea de zi, deci foarte bine pus la punct și cetățenii merită să aibă acces la această infrastructură. Nu, adică aș vrea să fie înainte de termen, nu până în finalul 2024. În campanie spuneți că e 90%, ceea ce înseamnă mult în ochii alegătorilor. Nu, vreau să vă invit și până asta și pe domnul Victor să mergem acolo să vedeți cum este în interior. Chiar e, toate echipamentele sunt de... L-am avut pe doctorul Tuhari și în invitat în emisiune și m-a încântat să aud din spusele dumnealui că Spitalul Slobozia chiar rivalizează cu multe spitale din București.
Ceea ce pentru mine ca locuitor zic, bă, uite, nu te mai duci până la București când și eu vreau să felicit și să mulțumesc medicilor și tuturor celor care lucrează în spital, pentru că realmente este o bătaie de cap să stai cu tot acest sit în construcție. Sunt multe proiecte care sunt în paralel. Noi avem, din păcate, în România experiența de a se face spitalele în 20 de ani și chiar și prin județ s-au întâmplat în 20 de ani. Iată că la proiectele care le implementăm noi s-au încadrat cumva în 3-4 ani, pentru că efectiv cam prin 2021-2022 au început proiectele. Deci un termen destul de strâns în care s-au încadrat, nu a fost deloc. În care acolo activitatea exact, asta spun, nu e deloc simplu pentru medici și vreau să le mulțumesc mult pentru înțelegere, pentru că realmente e o bătaie de cap și pentru ei, dar și pentru pacienți, pentru că se lucrează peste toată această activitate care trebuie să fie făcută normal într-un spital. La un moment dat cineva spunea că, domnule, era mai bine să faceți un alt spital. Asta ar fi însemnat, practic, să așteptăm altă infrastructură în afara orașului. Probabil că unde poți să găsești un oraș pentru un spital? Îți trebuie suprafețe apreciabile. Ceea ce ne-ar fi dus către ani de zile în zona asta de modernizare. Pe de altă parte, să stopezi activitatea în cadrul spitalului ar fi însemnat să pierzi paturile, pentru că Casa de Asigurări de Sănătate staie finanțarea în momentul în care stopezi activitatea și nu era normal ca Slobozia să nu mai aibă un spital. Adică asta e o aberație. Deci singura soluție era să lucrăm așa cum am lucrat până acum, cu greutate și, repet, toți cei care au personalul medical acolo absolut admirabil și a făcut mai mult decât treaba, lucrurile au mers bine. Solicitarea și singura mea grijă pe care o am acum este ca toți constructorii care lucrează pe acea platformă să lucreze de calitate. Asta e principala problemă. Am avut foarte multe controverse și certuri, ca să spun la un moment dat, pe subiectul ăsta. Le-am zis, domnule, dacă tot faceți și ați câștigat un contract... Și, sănătatea e... Asigurați-vă că lucrurile sunt făcute de calitate. Nu dați peste ochi, nu stricați, nu puneți lucrurile de mântuială. Pe de altă parte și ei au zis, domnule, da, noi v-am predat anumite părți din clădire care au intrat în folosință. Bani. Nu, au intrat în folosință, ele au fost deteriorate pe parcurs, că așa se întâmplă când se folosește ceva, nu-i vina nimănui. Domnule, noi trebuie să plătim pe cheltuiala noastră. Ok, bine. Da, sunt chestii de amănunt, o să mergem la fața locului, înțeleg ce spuneți, trebuie să le arătăm celor care ne ascultă acum, că în momentul în care se folosește ceva, se mai și strică și la final când e să tai pamplica, trebuie reparat. Și aici eu mă bazez pe înțelegerea celor care au lucrat acolo, adică după toate așa frecușurile că vor face lucrurile. Dacă e să fiu și mai cârcotașă, mă duc până într-acolo și zic, știți, nu e așa că în SF erau prevăzute lucrări ascunse, adică acele cheltuieli cu lucrări neprevăzute. De acolo o să suporte constructorii, mă gândesc. Din punctul ăsta de vedere, dacă vă pot spune, când cineva ar fi venit să vadă cum arată spitalul nostru dezbrăcat de exemplu, ambulatoriu, dezbrăcat de tencuială, știți cum sunt stâlpii? Unii așa, unii în partea cealaltă. Deci nu e o curge de sus până jos. De acord cu dumneavoastră, dar adică, eu știu să citesc un deviz și vă spun că a rămas destul și profit. În spatele, nu, eu nu iau apărarea nimănui, dar chiar eu am rămas surprins să văd cum s-a lucrat în anii aceia. Tot respectul pentru înaintașii noștri, dar poate că unii care au lucrat atunci au făcut o lucrare pe anumite chestiuni în care astăzi lucrurile sunt foarte complicate. A evoluat tehnica și știința, domnule Potor. Adică nu s-a lucrat prost atunci. Nu s-a lucrat prost. Ca dovadă că a rezistat niciodată nu s-a lucrat prost. Normal că nu s-a lucrat prost. Iar drugii pe spital sunt puși după revoluție. Știți ce zic? Din punctul meu de vedere. În tehnică nu-i intrați, că dumneavoastră sunteți avocat de meserie. Nu vreau să intru. De meserie nu sunt avocat, de meserie sunt economist. Economist. Adică, consider că da, aveți prima... și studii juridice. Da, așa, am și studii juridice. Știam eu ceva. Da, dublă specializare. Bun, mulțumindu-vă pentru participare. Eu vă mulțumesc, să rămânem. Având deja promisiunea dumneavoastră că veți mai veni și nu veniți pentru că vreau eu, deși vreau să fac niște emisiuni, de ce nu, ca jurnalist, dar și pentru că vreți să nu se recunoaște sau nu ați intrat în campanie electorală? Vreau să discutăm despre gardurile vii și totdeauna face o plăcere cu dumneavoastră, pentru că o să mă înarmez cu niște fotografii din Germania, apropo de gardurile vii. Dacă vreți, facem o discuție.
pe asta, dar clar cu imaginile a ceea ce era la noi, da? Discuțiile, ceea ce era. Nu. Fără îndoială că gardurile vii trebuie întreținute. Întreținut înseamnă nu inclusiv... Nu când s-a uscat, îl scoți și îl înlocuiești, punct. Ce să mai întreții Doamna dacă Ghinea, este uscat? Doamna Ghinea, întreținerea înseamnă să înlocuiești în momentul în care el s-a uscat. Asta înseamnă întreținerea gardului viu. Depinde cum înțelegem cuvântul. Deci știți ce s-a întâmplat acum? E diferență între întreținere și desființare. În momentul de față sunt desființate. Că el nu mai există. Bun. Desființate. Mă bucur că... Deci următoarea emisiune va fi absolut genială. Închis spunându-vă, puneți garduri vii, dacă sunt țâță de mâță. Întreținute. Întreținute, n-am nimic împotrivă. În Craiova există în fața primăriei un parc absolut genial. Cred că îl știți, ați fost în... Dar toate parcurile Olguței sunt... Au garduri vii? Au garduri vii? Au plante? Exact cum a spus dumneavoastră. Gardurile alea n-acoperă niște blocuri insalubre, nu stau homeless-i după garduri, nu stau câinii maidanezi după garduri. Gardurile alea sunt puse pe acolo pe unde nu ți-e frică dacă în spatele lui și nu-i dă 2 metri. Nu-i dă 2 metri, mai mic. Despre ce vorbim. Deci am concluzionat, trebuie să fie mai mic. Dar să fie să gard viu. Să le facem ca la alții și subscriu la dorința dumneavoastră. Să rămână, vă mulțumesc mult. Deci deja am înaintat un pic, știm că trebuie să fie mai mici, trebuie să fie întreținute. Așa trebuie să vă înțelegeți dumneavoastră cu viitorii consilieri locale ai PNL care vor fi în opoziție. Să rămână. Mulțumesc pentru participare și dumneavoastră până la o nouă emisiune cu domnul Potor. Aveți grijă de gardurile vii care au mai rămas. Toate cele bune!